Am revenit, domnilor și domnilor, alături de mine în continuare domnul Viorel Cataramă, candidat la funcția de președinte al PNL, un candidat venit cumva, deși sunteți vechi membru PNL, cumva din afara jocului, pentru că în ultimii ani n-ați mai fost prezent la vârful PNL. Țin să subliniez asta pentru că, de fapt, e o confruntare în trei care acum cumva schimbă datele problemei și o să vedem care va fi rezultatul. Votează toți membrii PNL, înțeleg, nu? Votează 5.000 de delegați la congres. 5.000 de delegați. La congres. Da, aveți deja pulsul din organizații, că înțeleg că ați fost aproape zilnic în ultimele zile în organizații. Astăzi veniți de la Iași? De la Iași. Vreau să vă întreb, înainte de a lua pauza publicitară, și important să spun asta, dacă ați câștiga președinția PNL, ați colabora cu alte partide care se află, cel puțin teoretic, în opoziție la PSD și mă refer aici, sigur, PMP, care e membru nu, internațională populară. USR n-are o ideologie asumată, e un mare scandal acum în USR, după cum bine știți. ALDE, care are, pretinde că are tot o ideologie liberală și e condus de un fost președinte al PNL. UDMR, care e membru internațională populară. Mai sunt și alte partide care stau să apară. Știți că domnul Cioloș a făcut un ONG deocamdată, se numește Platforma 100, care a reunit deja oameni din mai multe partide și, să zicem, formațiuni, grupuri, în general intelectuali, foști miniștri și așa mai departe, dar și despre acest ONG se vorbește că ar putea să devină la un moment dat, cum a devenit și PMP-ul, că inițial a fost un ONG, ar putea să devină o formațiune politică. Dacă ați câștiga șefia PNL, ați colabora? Cu care din aceste partide ați putea colabora? Deci, și pe ce principii? Nu se poate colabora astăzi sub nicio formă cu partidele conduse de domnii Băsescu și Tăriceanu. Ei sunt ancorați în acest moment în stânga, colaborează cu PSD-ul pentru demolarea justiției. Pornind de la acest considerent, nu există posibilă nicio colaborare a partidului nostru cu aceste două partide. Partidul USR este un partid fără ideologie și care navighează haotic pe scena publică. În opinia mea, dacă continuă acest trend, va avea soarta APR-ului sau PP Dan Diaconescu. A apărut dintr-o slăbiciune a noastră, dintr-o speranță a electoratului și se va prăbuși. Pentru că nu poți să fii partid politic să nu ai nici ideologie, nici program, nici lideri și să crești. Deci, singura forță politică cu care astăzi putem spune că putem colabora este UDMR-ul. Restul trebuie să creștem noi natural. Deci, înainte de a ne gândi, domnul Orcan, PNL-ul a fost tot timpul partid balama. Eu nu vreau să fac parte dintr-un partid balama. Eu vreau să fac parte dintr-un partid care câștigă alegerile cu 40-45% și formează guvernul singur sau eventual cu un partener care are și sprijină ideologia mea. Presupunând că ați câștiga aceste alegeri în PNL și ați deveni președintele PNL, care ar fi principalele 2-3 puncte pe care le-ați reproșa de-a doua zi guvernării conduse de Liviu Dragnea, că nu e condusă guvernarea de altcineva? Este o guvernare socialistă, populistă, bazată pe direcționarea incorrectă și frauduloasă a banului public. Adică unii muncesc în România și plătesc taxe și impozite, iar guvernul, PSD-ul, direcționează acești bani producând o gravă discriminare între sectorul privat, sectorul public. S-au promis multe lucruri și începe să se demonstreze că nu mai pot fi puse în aplicare. Adică și banii publici au o limită peste care nu mai poți trece. Ce reproșez? Slăbirea sectorului particular și a exporturilor și creșterea enormă a aparatului din sectorul public și a numărului de persoane dependente de ajutorul statului. Asta este principala problemă. A doua chestiune care o reproșez este că luptă pentru decapitarea justiției. Și aceste două elemente mă fac să vorbesc mai puțin, pentru că nu poți lupta cu PSD-ul numai dând din gură sau bătându-te cu pumnii în piept. Trebuie să te duci să convingi electoratul să revină către tine, să treci cele 30% și abia atunci
poți să lupți eficient. Astăzi, noi nu putem lupta, noi suntem foarte slab reprezentanți în Parlament, noi suntem un partid care are alte probleme interne, trebuie să ne rezolvăm toate aceste probleme, trebuie să fim cu adevărat uniți și trebuie să atragem electoratul de centru-dreapta liberal către noi prin rebranduirea partidului, în așa fel încât să putem să ne luptăm eficient. Pentru că noi ne vom putea lupta eficient cu PSD-ul când vom ajunge la guvernare și vom dărâma tot ce au făcut ei. Când vom anula ajutoarele sociale pentru persoanele apte de muncă, când vom privatiza spitalele și învățământul superior, când vom pune pe picior de egalitate în concurență loială sectorul public cu sectorul privat, când vom sprijini crearea locurilor de muncă în sectorul privat pentru ca acest sector să devină primordial și să contribuie la creșterea României, când vom disponibiliza și vom reloca jumătate din persoanele care astăzi sunt bugetare către sectorul privat, când vom reduce cheltuielile și vom scoate statul din administrarea banului public pe cât posibil, pentru că statul este cel mai prost administrator, când vom stopa subvențiile unor agenți neperformanți, cum e Televiziunea Națională sau Taromul, când vom da posibilitatea unor investiții enorme în infrastructură pe prețuri corecte, nu de 10 ori prețul cum e astăzi, care să creeze locuri de muncă în sectorul privat și să creeze în cascadă după aceea locuri de muncă în servicii, în serviciile hoteliere, industrie, agricultură. Știți și dumneavoastră ce probleme sunt pentru unele industrii care fac export, că nu avem infrastructură. Deci filozofia moțiunii mele este să pună lumea la muncă, să nu mai poată să primească nimeni gratuit de la stat ceva dacă este apt de muncă, statul să se ocupe și să aibă în grijă în mod corect persoanele care nu pot munci, copiii, bătrânii, persoanele bolnave cronice sau cu, dizabilități, restul, toată lumea trebuie să muncească și trebuie să crească sectorul enorm puternic. Trebuie ca oamenii de afaceri, mediul de afaceri, să vină în politică și să ocupe funcții în administrația centrală și locală, pentru că cine a administrat într-un domeniu privat poate să administreze și banul public mai bine decât o face astăzi statul. Deci trebuie să coborâm pe cât posibil, fără să afectăm domeniile de siguranță națională, rolul statului în a administra banii publici și să-i consolidăm rolul lui de reglementare și control. Iar toate sumele disponibilizate să fie folosite pentru investiții în infrastructură, creând locuri de muncă în sectorul privat și sprijinind exporturile. Vom reduce în continuare fiscalitatea, adică nu vom discuta de fiscalitatea sau de taxarea capitalurilor, care sunt ok în România, dar vom reduce taxarea forței de muncă, care este excesivă în acest moment. Revin la această bătălie. Cum i-ați descrie în câteva cuvinte pe cei doi contracandidați ai dumneavoastră? Și întrebarea suplimentară, dacă sunteți tentați să colaborați în cazul în care ați câștiga cu unul dintre ei doi, Ludovic Orban întâi. Deci, ambii sunt colegii mei. Cu ambii mă cunosc de foarte mulți ani. Nu am a face aprecieri, pentru că noi suntem într-o competiție internă în care cu toții suntem colegi. Și așa e suficientă dezbatere și scandal în presă între mai mulți liberali. Nu avem ce să ne criticăm între noi, fiecare susține un punct de vedere. Eu susțin un singur lucru, că dacă partidul, după 17 iunie, iese într-o situație care nu convinge opinia publică că avem de-a face cu un partid nou, nu putem să depășim cele 20%, indiferent cine va fi în fruntea lui. Adică spuneți că dacă lumea va percepe după aceste alegeri că PNL-ul e PNL-ul dinainte de unirea cu PDL-ul, va pierde următoarele alegeri, nu? Următoarele bătălii electorale. Nu că le va pierde. Va deveni un partid aproape nesemnificativ în a susține un candidat în turul 2 la, să intre în turul 2 la alegerilor prezidențiale. Deci dacă ajungi la 15%, nu mai poți fi credibil că poți să-ți propulsezi candidatul tău în turul 2. Ori problema mea cea mai mare, dacă vreți, ține de interesul național. Dacă reprezentantul liberalilor
a centrului dreapta nu intră în turul 2 cu reprezentantul PSD-ului, atunci putem avea o situație ca în 2000, când cu toții, inclusiv dumneavoastră, ne-am încolonat să-l votăm pe Ion Iliescu ca să nu iasă Vadim Tudor. Dar dacă îl vom vota pe Liviu Dragnea, atunci vom avea situația că PSD-ul este partid, să transformăm partid stat și ne întoarcem înapoi cu 10-15 ani. Ideea și filozofia moțiunii mele este ca să creștem în mod natural veniturile prin crearea și creșterea sectorului privat, în așa fel încât câștig, și prin reducerea taxării salariului, în așa fel încât câștigul net al unui român care lucrează în străinătate cu al unuia care lucrează în România să se egalizeze, ca lumea să înceapă natural să se întoarcă înapoi la familii. Dacă vom avea situația că PSD-ul se transformă în partid stat și va crește enorm sectorul public și va continua sifonarea banului public, încă 2 milioane de români pleacă din România să lucreze în străinătate. Da. Cineva m-a rugat să vă adresez această întrebare despre diaspora, dar ați anticipat-o. Întrebarea era dacă considerați că noua atitudine față de diaspora va aduce puncte în competiția pentru PNL și dacă da, aveți ceva diferit față de ceilalți doi candidați pe tema asta a diasporei. Deci spuneți că ați vrea ca oamenii din diaspora, dacă ajung la o taxare mai mică în România, să aibă interesul să se întoarcă nu, în România. Nu taxare mai mică. Pentru diaspora să pune în discuție un singur criteriu. Suma de bani netă cu care rămâne în buzunar la sfârșitul lunii. Corect. Astăzi, indiferent câștigă 2000 de euro în străinătate, el rămâne cu 700-800 de euro, că restul plătește costul vieții. Noi, în România, dacă vom crește sectorul privat, dacă vom crește exporturile, deci dacă vom pune accent pe competitivitate... Și vom oferi aceeași sumă sau mai mult? Și vom crește net. Și câștigul net prin reducerea fiscalității, care am spus-o, să vor egaliza, ei vor veni natural înapoi. Deci eu nu pot să-i aduc înapoi decât dacă câștigă cel puțin la fel cât câștigă în străinătate, net, cu banii care rămân în buzunar. Numai atunci ei vor veni înapoi. Restul sunt vorbe goale. Eu vreau să-i aduc pe toți înapoi, dar trebuie să aibă condiții să câștige măcar cât câștigă astăzi în străinătate. Dacă ați câștiga șefia Partidului Național Liberal, care ar fi obiectivul dumneavoastră personal? Personal. Vă doriți doar să conduceți partidul până la următoarele alegeri? Vă doriți o funcție guvernamentală? Doriți să... Ați mai fost în guvern o perioadă în anii 90. Doriți să deveniți prim-ministru? V-ați fixat un obiectiv personal? Nu. Obiectivul meu personal, dacă mă întrebați, este să nu ajungă reprezentantul PSD-ului la Cotroceni. Ca să mai plece încă 2 milioane de români din România și ca economia să se prăbușească. Aici este interesul meu personal ca om de afaceri, ca om care vin din mediul privat. Vreau ca mediul privat și sectorul privat să crească, să fie cât mai multe locuri de muncă ocupate în acest sector, în așa fel încât economia românească să crească natural și atunci și eu, ca om de afaceri, voi avea de câștigat. Voi avea enorm de pierdut ca om de afaceri dacă PSD-ul se transformă în partid stat și încă 2 milioane de români pleacă în străinătate la muncă. Ăsta este obiectivul personal. Sigur, în momentul în care ești liderul unui partid politic, se pune problema de principiu și e în toată lumea că șeful unui partid, dacă câștigă alegerile, urmează să fie prim-ministru. Asta este o chestiune firească. Dar ca să îți pui această problemă, trebuie întâi să câștigi alegerile. Pentru că dacă nu câștigi alegerile, ea e pur teoretică. Astăzi, cu un scor de sub 20%, sub 10% la București, Partidul Național Liberal nu-și poate imagina că va putea să propulseze pe scena politică un reprezentant al său în funcția de prim-ministru. Trebuie să câștigi alegerile ca să fii prim-ministru sau să dai prim-ministru. Deci eu îmi propun să duc partidul la peste 40% prin acest șoc creat pe scena publică, politică, printr-o persoană șoc, dar mai ales printr-un program care desparte România în două părți și care se ocupă numai de o parte, pentru că atâta timp cât noi suntem în opoziție, domnul Orcan, noi nu putem să ne ocupăm de toată România. Noi ne ocupăm numai de cei care, teoretic, sunt potențialii noștri votanți. Când vom ajunge la guvernare, sigur, ne vom ocupa de toată România. Dar deocamdată, cei 5-6 milioane de români care se declară tot timpul ca fiind de centru-dreapta, trebuie să vadă în mine, în Partidul Național Liberal, acel partid mare, nou în România, care a
combinat istoria și tradiția glorioasă al vechiului Partid Național Liberal cu programele dinamice liberale de esență de centru-dreapta, care nu fac niciun compromis și nu negociază această ideologie liberală cu forțele socialiste populiste de stânga. Fără niciun compromis, nu mai avem ce discuta. Noi vom prezenta românilor o situație care duce la progres natural, la prosperitate, prin creșterea locurilor de muncă în sectorul privat. Acum, sigur că e un elefant în încăpere, domnule Cataramă, fiindcă v-am zis că m-am documentat puțin, sigur, sunt ziarist din 1990, știu foarte multe lucruri despre dumneavoastră, dar mi le-am readus aminte astăzi, ca înaintea oricărui interviu, și așa cum v-am dat dreptul să vă exprimați punctele de vedere, programul pentru șefia Partidului Național Liberal, trebuie să vă pun și această întrebare, pentru că e o întrebare grea, care îi preocupă pe mulți oameni, inclusiv oameni care comentează la mine pe Facebook, iar pentru mine e o temă încă neînchisă. După cum probabil știți, am avut și am o campanie cu ziarul România Liberă, cu colegii mei, împotriva foștilor ofițeri de securitate, informatori ai securității care continuă să ocupe funcții publice. Cu ceilalți n-am nicio treabă. Știți foarte bine că în legătură cu dumneavoastră există această legendă încă nedemonstrată că, întrucât ați lucrat în comerțul exterior, în câțiva ani înainte de 90, ați lucrat la Tecnoforest, nu? La Tecnoforest Export, da. Da. Și, de asemenea, ați fost reprezentantul unei companii belgiene înainte de 1989, prin anii 80. Am fost director pentru Europa de Est. Director pentru Europa de Est. Există și surse, și vi le pot cita dacă vreți. Fostul ministru de externe, Ștefan Andrei, declara în 2006 la Național TV, vorbea ceva despre faptul că dumneavoastră v-ați folosit de aceste relații pe care le aveați în comerțul exterior în 1990, dar există și alte explicații și alte acuzații mai explicite, le știți foarte bine, vă rog, că ați fost sau nu într-o legătură cu securitatea comunistă. Mai aveți 3 minute, vreau să-mi spuneți, să limpeziți lucrul ăsta. Nu am fost nici ofițer, nici colaborator, nici nimic al fostei securități sau a vreunui serviciu secret în timpul comunismului. Tot ce am realizat, am realizat prin muncă și numai prin muncă. Nu sunt și nu am fost niciun moment din 90 încoace ceva acoperit al vreunui serviciu secret din România. Deci n-am avut nicio tangență nici în timpul comunismului, nici acum, cu niciun serviciu secret. De altfel, unul din adversarii mei majori, domnul Mircea Dinescu, a fost la un moment dat membru în Colegiul CNSS. Probabil prima persoană pe care a investigat-o am fost eu. Într-o emisiune publică își arăta surprinderea că nu am fost nici colaborator, nici ofițer, nici nimic. Să pot specula, puteți să spuneți ce vreți. Eu ce am realizat, domnul Orcan, în viață am realizat numai prin muncă. Am muncit și am învățat. Am plecat dintr-o mahala a Bacăului, am fost în fruntea listei în permanență, am muncit în paralel cu studiile, mi-am demonstrat competența și în baza competenței am crescut afacerile celor care mi-au folosit forța de muncă. N-am avut de-a face cu niciun astfel de serviciu secret. Slavă Domnului, există suficiente posibilități de investigare și deja aducere unei dovezi. E un răspuns care s-a înregistrat, e foarte regulă și oricum știu că aveți o hârtie la CNSS, că nu figurați deloc. Dacă nu, n-am nicio hârtie, încă o dată. Nu aveți nicio hârtie de când ați fost parlamentar? Că nu, figurați? N-am nicio hârtie. A spus-o doar Mircea Dinescu verbal. A spus-o pentru că eu n-am nicio treabă, știind că n-am fost. Pentru ce am nevoie de hârtie? Dacă cineva mă acuză, să vină cu vreo dovadă. Nu poate nimeni că n-am fost, domnul Orcan. Dacă n-am fost, n-am fost. Asta e foarte bine și rămânem cu acest mesaj. E bine că ați răspuns la aceste lucruri, pentru că dacă vă pregătiți, dacă ați revenit în viața publică, vă va lua lumea la întrebări de la 90 sau poate dinainte de 90 până astăzi. E firesc să fie așa. Eu vă urez succes. Duminica viitoare o să fie invitați ceilalți doi candidați la șefia PNL, domnul Ludovic Orban și Cristian Bușoi. Fiecare în parte o să răspundă la același gen de întrebări și o să vedem cine va câștiga această funcție de președinte al Partidului Național Liberal.
și eventual de lider al opoziției în următorii 3 ani. Vă doresc succes. Rămâneți pe B1 TV, pagina din România Liberă, dacă avem repede o dezvăluire foarte interesantă. De mâine începem un serial în România Liberă, se numește Cartelul Galben, și colegii mei vă dezvăluie în exclusivitate încrengăturile de politicieni din spatele mafiei taximetriei din capitală. O să vedeți lucruri foarte interesante, o evaziune de 100 de milioane de euro în taximetria din capitală. Citiți acest serial, e foarte interesant. Rămâneți pe B1 TV, urmează Silviu Mănăstire. Ne revedem duminica viitoare de la aceeași oră, o noapte liniștită.